Maria trebuie operată de urgență în Italia pentru că suferă de cancer osos. Are o tumoră undeva în zona aceasta de sus a piciorului, în zona femurului, în partea de sus, și din păcate operația nu se poate face în România decât în Italia. Ea provine dintr-o familie modestă și apela la asociația noastră Speranță pentru România, în speranța că dumneavoastră o veți ajuta prin donații să-și poată acoperi toate costurile aferente spitalizării și aceste operații. De aceea, dragilor, vă rog din toată inima să fim alături de Maria, să ne rugăm pentru ea, să donăm pentru ea și sper din toată inima să revin aici acasă, în București, la Maria, să vă aduc vești bune. Din păcate, există riscul să-și piardă piciorul. De aceea, vă rog, purtați-o în rugăciune. Dumnezeu să facă o minune în viața ei ca să nu-și piardă piciorul, pentru că mi-aș dori din toată inima ca tata, două fetițe, să poată să meargă, să se poată bucura de copilărie, să se poată bucura de viață. Dragilor, haideți să fim alături de ea, rugați-vă, donați pentru ea și Dumnezeu să-i aducă vindecare. Doamne ajută și revenim aici cât de repede posibil cu noutăți din viața Mariei.